Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună, Leon, mă bucur să te cunosc. Cu cine ai venit astăzi? Ea este Silvia, prietena mea. Și ce faceți voi la Șef la Cuțite? Am venit să luăm niște cuțite. Cine te-a înscris? Tu te-ai înscris? Eu m-am înscris, dar a fost un pas foarte curajos. Am mari emoții. Sunt un vulcan de emoții. Simt că nu mai știu să gătesc. E chiar atât de ciudat feeling-ul ăsta. Eu care sunt bazat pe ceea ce fac. Astăzi eu o să gătesc un trio de ton cu creveți, sos de lămâie cu șofran, cremă de spanac cu mere verzi și nucă. Prima dată o să începem să pregătim tonul. O să pun tonul la marinat și creveții cu salvie, rozmarin, ulei de măsline, zeamă de lămâie, usturoi. Nu am mai făcut această rețetă niciodată. E gândită pe loc, e creată la grabă și încerc să nu mă complic în tot ceea ce fac aici. Am decis că vreau să vin la Șef la Cuțite pentru o schimbare spre viitorul meu, spre carieră, și am spus că sezonul 10 o să fie sezonul meu, fiindcă, indiferent de rezultat, vreau să merg în continuare mai departe, luând cu mine toate experiențele de la Șef la Cuțite și să mă duc în lume cu toate informațiile astea. Hai! Am pus. Hai, brățușcă! Opa, avem creveți și ton. Deci având tonel, creveți și ton în farfurie, cu niște avocado. Uite, avem aici un pic de sos de piper, cred că are și turmeric. Mamă, deci fii atent, avem așa, avem sparanghel, ciupercuțe la conservă, creveți trași cu la tigaie, are ceva verde pe el. Deci e un sos verde. Mazăre? Nu e mazăre. Ok, zi. Cred că e piure de spanac. Ai ceva de genul. În partea asta la alta avem niște avocado, piure de spanac, ciuperci și... Și gata. Și gata, un lime butter ceva, e un sos de lămâie cu puțin... Șofran. E tot un piure și ăsta. Da, dar are și lămâie. Tonul este făcut stil european, gătit, adică nu a lăsat stil deloc european. Crud. Că e gătit, nu e ca la japonez tataki. Așa, piei din toate cât un pic, guști. Sparanghelul arată bine? Sparanghelul arată cel mai bine. N-am mai mâncat ciuperci la conservă, dar nu mai țin minte. Da, am încercat. Cred că această farfurie a fost, de fapt, decompusă dintr-o altă rețetă tradițională, de undeva, dintr-o anumită țară. Poate să fie ori Spania, ori Portugalia, de ce nu chiar și Franța. Sau este pur și simplu invenția concurentului nostru care ne-a gătit această minunată farfurie cu ton, creveți, ciuperci, piure de spanac, avocado și un sosuleț misterios pe care încă nu pot să-l descoper, pentru că are foarte multe arome. Dragii mei colegi, nu după cum este gătită farfurie. Nu vi se pare ceva straniu că după cum este gătită, a doua oară când avem tonul ăla tăiat așa perfect. După cum este gătită această farfurie, cred că este un bucătar amator, pentru că avem foarte mulți germeni. Iar bucătarii nu prea folosesc germeni. Treci la jocuri. Se duc mai mult în zona asta de microgreens. Cred că e un bucătar cu pretenții. Cred că el are senzația că a făcut o super, super, super farfurie. De ce nu se vede și în echipe? Însă, dacă o să uite foarte atent aici, o să-și dea seama că avem un ton care e un pic cam prea gătit. Tonul fiind fad, are nevoie de mult sos. Spune-mi și ce a făcut acum 10 ani. Acum 10 ani, concurentul nostru, sunt convins că a avut un job de care este foarte mândru și cred că a avut apogeul vieții sale, a fost acum 10 ani. Acum trăiește cumva supărat că n-a reușit să urce în trenul vieții sale pe care l-a ratat acum 12 ani. Și e un pic... Cred că e femeie. Din cauza culorilor pe care le-a pus în farfurie, sigur vrea în echipă la Bontea. Dacă mergem mai departe, sunt convins, are pretenții foarte mari de la ea. Și cuțitul ar însemna tot. Și nu te mai preface că te ia somnul, că n-am vorbit deloc să te ia somn. Bun, dacă vreți, putem să votăm. Cum e Florin? Nu, mie mi-a plăcut creveții, îmi place sparanghelul. Îmi place combinația asta de sparanghel, creveci și ciuperci. Tonul este gătit, e gătit cum se gătea acum 20 de ani. În farfurie asta sunt două elemente spectaculoase. Ciuperca și sparanghel. Și crevetele, îmi place foarte mult crevetele. Da, mi-e să inima din loc.
Bună seara! Salut! Mă numesc Andrei, am 22 de ani, sunt din Ploiești și sunt student. Andrei și mai cum? Leon. Leon? Nume predestinat. Deci nu ești bucătar. Ba da, sunt bucătar. Ai și bucătar. Da. Ce studiezi? Inginerie petrol și gaze. Păi da, la Ploiești. Da. Bun. Și ce gătești? Nu, ce gătești la Ploiești? La Ploiești deocamdată nu sunt bucătar. M-am lăsat de bucătărie din cauza pandemiei. Nu prea era treabă. Lucram foarte mult pe evenimente eu și pe mese private. Asta câți ani ai? 22. Și de când ești bucătar? De la 17 ani. Ce drăguț! Nu te-a trecut, stai liniște. Păi și cum puteai să le faci pe ambele în același? Asta mă interesează. Încercam. Am avut o perioadă când facultatea a fost online. Și am avut timp la muncă, să pregătesc pentru evenimente, dar să fiu atent și la cursuri în același timp. Aha. Și examene? În timpul de sesiuni și examene mă duceam la examene și veneam la muncă după examene. Ia să vedem. Ce făceai acum 10 ani? Acum 10 ani eram în Iordania. Opa! Da. Eu am trăit în Iordania de la vârsta de 3-4 anișori până la 17 ani când m-am dus în Marea Britanie să-mi termin studiile. Dar pe ce ai căutat în Iordania? Mama mea s-a cunoscut cu tatăl meu vitreg. Aha. Și am trăit acolo. Ne-am mutat acolo, am trăit acolo. Cum a fost? Cred că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Eu am crezut întotdeauna că eu aparțin Iordaniei și a început să-mi crească puțin patria. Era foarte frumos. Adică, ce făceai? Cum era viața acolo? Ce... Am învățat, practic, toată generala, liceu, până în clasa 11 acolo am fost. Eram în corul bisericii, eram în grupa de cercetași, mergeam la tabere. Wow! Aveam foarte mulți prieteni în diverse domenii, în fotografie, în cultură, în galerii de arte, foarte multe... Atunci, permite-mi să spun că vorbești foarte bine română pentru un copil care nu este crescut în România. Da, sunt doar de 2 ani în România. Mama mea a încercat să mențină cât de cât nivelul de plutire cu gramatica în limba română și am încercat și eu să ascult. Și cum de-ați venit înapoi? Sau cum? Ce s-a întâmplat? Tatăl meu, vitreg, s-a îmbolnăvit foarte mult. Deci, sănătatea lui s-a dus în declin total. L-a afectat și psihic, a început să aibă probleme la firmă, avea foarte multe restanțe de plată, nu mai putea să facă față cu absolut nimic. Părinții mei au decis să vândă casa care o aveam acolo și să se întoarcă în România, să vină aici. Și am cumpărat o casă aici, aproape nefinalizată, să spunem. Am refăcut-o, dar am ajuns să ne punem absolut toată baza în banii pe care i-am avut. Banii s-au dus, baza a rămas și casa neterminată. Situația tatălui s-a schimbat foarte mult. S-a îmbolnăvit și parcă fiecare organ la el avea câte ceva. Și tratamentul lui în România nu era același pe care lua și în Iordania, ci nu a luat tot tratamentul, nu l-a luat la timp, negăsind același tratament. În noaptea de 31 decembrie, fix 2 ani, a decedat. Peste asta pentru mine a fost devastatoare. Și cum v-ați descurcat mai departe? Am încercat din răsputeri eu cu mama să muncim foarte mult, să-i menținem pe cei mici. Mai am un frate de 10 ani și unul de 5 ani. Uh-huh. Da. Și eventual mama a vândut casa de la țară și s-a mutat la Ploiești, că este mult mai ușor pentru ei acum să se ducă la o școală, să urmărească un curs. Încercăm să le umplem viața cu tot ce putem, cu absolut orice. Deci, practic, acum ești capul familiei. Să spunem, da. A, deci de-aia mergi și la facultate și la muncă. Da. Asta este motivul. Da. Și câștigi suficient de bine încât să susții toate cheltuielile? Suntem pe o linie care ne menține. Linia aia nu este doar pentru situația financiară, nici venitul meu aici. Experiența mea, experiențele mele în bucătărie, de fapt, au fost foarte multe. Am dat X-uri peste X-uri și am învățat foarte multe. Dar unde, unde? În Ploiești, în Anglia. În Anglia am început jos de la vase până la trainer chef. Am avut foarte multe restaurante în training. Farfuria asta nu mă reprezintă în totalitate. Stai, mai ai fost în Anglia și ai fost trainer, adică ai învățat bucătarii să gătească? Da, eu învățam tehnică, nu rețete. Dar unde ai lucrat? La un chain restaurant de familie italian. Aveau pizza, pasta, burgeri. Aha. Dar când ai avut timp să le faci pe toate până la 23 de ani? Am făcut foarte multe. Nu am avut niciodată impresia că m-am maturizat prea repede.
fiindcă nu cred că am avut timp să mă gândesc la partea asta. Eu cred că am fost mai mult pe treaba mea, încercând să fac ceva tot timpul. Pentru mine, familia înseamnă cam tot ce mă ține fericit în momentul de față. Da. Și neascultător, așa că n-asculți? Da, nu prea ascult. Am foarte multe idei care vreau să le duc la capăt, indiferent de risc. Încăpățânat, adică. Foarte. Despre mâncare. Începem cu părțile bune? Nu. De unde e ideea de farfurie? De unde e combinația asta de gusturi? Este prima dată când o fac? De se simte, ce? Da. Se simte, da. Se vede. Păi și de știu ce că azi? Se vede. De ce azi? Am încercat să rămân cât mai autentic, să nu iau nicio rețetă de la influencer sau ceva ce am văzut eu la altcineva, fiindcă mi-au treaba foarte serioasă. Vreau să fie ceva al meu. E riscant să gătești pentru prima dată o farfurie, mai ales atunci când... Sunt conștient. Trebuie să ne cunoaștem și e șansa ta de a merge mai departe în acest concurs. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? În situația mea acum cu farfuria asta, mi-ar fi rușine să și aleg. Păi trebuie să aleagă, că l-am rugat frumos să aleagă. Deci ai zis că e rușine să fac asta. Să treacă peste. Aș vrea să fac parte din echipa domnului Dumitrescu. Perfect. Micul ștrumf. E un prea muncitor, nu e un mic ștrumf. Are 22 de ani. E tânărul ștrumf. Mai copile. Ce ne facem? Cred că o să ne mai vedem și sezonul viitor, dacă... Da. Vin. Poate cu mai multă experiență. Normal. Mai mult curaj. Curajul am avut până am ajuns la tot. Și mai multă încredere. Da. Nu că n-ai avea, dar mai ai nevoie. Am înțeles. Nu e o farfurie de 10, dar e o farfurie bună. Eu am fost la limită să nu-ți dau puțin. Creveții și paranghelul te-au salvat. Exact. Da. Tonul te-a... Băgat în pământ și pe lângă tun, da. Unul din sosulețe, cel puțin. Și un siropel acolo, l-am descoperit după aia târziu, foarte gustos. Da, este de fapt uleiul care a rămas de la avocado. I-am pus zahăr brun pe el și niște chili. Nu prea se simte, că băi, am pus mai da, mult piper. Da, e foarte interesant. Și am mai adăugat niște zeamăl de lămâie să taie puțin grăsimea aia, că era foarte mult tigaie. Nu mai ascunde lucrurile bune din farfurie, asta trebuie să înveți. Ia-ți cuțitul. Mai calm. Și mulțumesc. Trebuie să înveți să te adaptezi. Uite-mă că are cuțitele tatuate. Ia. Da. Are. Mulțumesc. Consultant la 22 de ani fără cuțite tatuate? Nu. Ăsta se potrivește la Dumitrescu în echipă. Neapărat. Așa să rămână. Da. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.